vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Bibliei, respingând pe Fiul lui Dumnezeu. Textul de memorat îl găsim în Ioan, capitolul 3, cu versetul 36. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Cea mai mare minune a lui Isus. Probabil că fiecare persoană din satul Betania aflase că Isus îl înviase pe Lazar. Poate că mulți participaseră la înmormântarea lui și priviseră cum fusese așezat în mormântul său din peșteră. 4 zile mai târziu, atunci când Isus l-a chemat, el a ieșit din peștera aceea. Sora lui, Marta, s-a opus să fie îndepărtată piatra care acoperea intrarea în peșteră. Ea a spus: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Ea nu bănuia că Isus era pe cale să-i redea viața fratelui ei, ci credea că el dorește să-l mai vadă încă o dată. Ceea ce a spus Marta reprezintă o confirmare a faptului că Lazar era cu adevărat mort. Dacă ar fi fost doar în comă, n-ar fi fost înfășurat în tifon și pus în peștera aceea. Și desigur, corpul său n-ar fi început să putrezească și să miroase greu. Când Isus a readus la viață pe micuța fiică a lui Iair și pe fiul văduvei din Nain, niciunul dintre ei nu muriseră de multă vreme. În cazul fiicei de 12 ani a lui Iair, Isus spusese că nu murise, ci dormea. Fariseii au insistat că fata, într-adevăr, nu era mortă. Dar acei farisei erau morți, morți în greșelile și în păcatele lor. Mulți oameni sunt morți în acest fel, chiar dacă ei încă respiră, pentru că Isus nu trăiește în interiorul lor, nu are viață reală. Lazar nu era așa. Moartea lui era un somn în Isus, pentru că el crezuse că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Aplicație. Trăiește Isus în tine, astfel încât, dacă ai muri brusc, moartea să fie considerată somn. Dacă i-ai dat inima lui Isus și ai ales să-L asculți, Duhul Său va trăi în tine și te va ajuta. Isus în tine este singura ta speranță, pentru că numai așa poți să fii desăvârșit în Hristos Isus. Sfătuindu-se. Când Lazar a murit, mulți oameni din Ierusalim au venit pentru a le consola pe Marta și Maria. Erau încă acolo atunci când Isus a ajuns. Ei au văzut cum Lazar a fost înviat după ce fusese mort 4 zile. În timp ce oamenii se bucurau să-l vadă din nou, pe Lazar viu, Isus a plecat în liniște. Când l-au căutat, nu l-au putut găsi. Mulți dintre ei știau că numai Dumnezeu putea face ceea ce făcuse Isus. Acest miracol i-a convins că El era într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, iar ei au crezut în El. Dar în mulțimea de la mormântul lui Lazar erau și unii dintre dușmanii lui Isus. Aceștia au mers imediat la Ierusalim și au spus liderilor religioși ceea ce făcuse El. Liderii i-au convocat pe membrii Sinedrului pentru a discuta despre luarea unor măsuri în ce-l privea. Vestea despre învierea unui mort urma să se răspândească repede și cum mulți oameni fuseseră de față la acest eveniment, nu mai avea cum să nege ceea ce făcuse Isus. Foarte multă lume dorea să-i vadă pe Isus și pe Lazar. Cum ar fi putut să împiedice mulțimile să meargă după cei doi? Ura pe care fariseii și preoții aveau împotriva lui Isus era chiar mai mare decât înainte. Saducheii nu fuseseră la fel de înverșurați împotriva sa cum fuseseră farisei, dar odată cu învierea lui Lazar, lucrurile s-au schimbat. Saducheii susțineau că știința dovedise că un corp mort nu putea reveni la viață, dar Isus arătase că prețioasele lor dovezi științifice sunt false, iar acum și ei erau dornici, asemenea fariseii, să scape de el. Aplicație. Cât de atent și răbdător este Isus. Putea să nu-l lase pe Lazar să moară, dar el știa că învierea lui Lazar ar fi reprezentat pentru oameni o dovadă convincătoare că el era Fiul lui Dumnezeu. Atunci când avea să moară, această dovadă ar fi consolidat credința celor care îl urmau.
Iisus ne dă întotdeauna dovezi ale dragostei și grijii sale pentru noi. Dacă le vei căuta în fiecare zi, credința ta în El va fi mai puternică. Condamnat la moarte. Când fariseii și saducheii au aflat că Iisus îl înviase pe Lazar, s-au înfuriat și au organizat o reuniune a Sinedriului. În tot acest timp, fariseii îi purtaseră ură lui Iisus pentru că dovedise că religia lor era doar o formă. El își ascundeau răutatea sub pretenția că sunt virtuoși. Ei credeau că aveau să fie o înviere a morților, dar învierea lui Lazar le-a arătat că Iisus era Fiul lui Dumnezeu, Mesia, și ei nu voiau să recunoască acest lucru. Saducheii nu credeau într-o înviere, iar vorbele mincinoase pe care încercaseră să le răspândească despre învierea lui Lazar au fost ușor dovedite ca fiind false. Acum și ei îl urau pe Iisus. Doi membri ai Sinedrului, Nicodim și Iosif, nu au fost chemați la întâlnire în ziua aceea, deoarece ei credeau în Iisus. Alți câțiva membri ai Sinedrului credeau de asemenea că în Iisus, dar se temeau să spună ceva. În cadrul întâlnirii Sinedrului nu s-a ajuns la niciun acord. Cei mai mulți dintre membrii Sinedrului erau de acord că lucrarea lui Iisus trebuia să fie oprită. Dar cum? Unii vroiau să-l omoare, alții se temeau că dacă l-ar fi ucis pe Iisus, oamenii aveau să se răzvrătească. Dumnezeu, care vede toate lucrurile, a impresionat inimile lor. Și-au amintit de alte evenimente din viața lui Iisus, inclusiv momentul în care la 12 ani el i-a învățat în templu prin întrebările sale. Speriați au înțeles în mod clar că Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Ce și-au spus unii altora? Haideți să citim Ioan, capitolul 11, cu versetele 47 și 48. Atunci preoții cei mai de seamă ai fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Apoi, Caiafa, marele preot, a susținut că era mai bine ca Iisus să moară decât ca romanii să zdrobească viața întregului lor popor. Romanii nu amenințaseră că vor face aceasta, dar raționamentul lui Caiafa i-a convins pe majoritatea celor prezenți că asta avea să se întâmple. Satana le-a reamintit membrilor Consiliului că Iisus nu le onorase și nici nu le respectase tradițiile. Pe măsură ce se gândeau la modul în care viața curată și evlavioasa lui Iisus le subminase puterea și influența lor, a ajuns să accepte recomandarea teribilă a lui Caiafa ca fiind decizia Sinedrului. Aplicație. Satana îi va determina din nou pe oameni să gândească în acest fel. Iisus a spus: va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Dar amintiți-vă, spune Iisus, eu sunt cu voi în toate zilele. Putem avea încredere că El este alături de noi prin orice am trece. Nu vom fi singuri. Împietrându-și inimile. În cele din urmă, după ce Sinedrul a decis să-L omoare pe Iisus, membrii Consiliului au încetat să se mai certe și s-au simțit ușurați. Acum erau atât de înșelați de Satana, încât credeau că prin uciderea lui Iisus, cu scopul de a salva națiunea lor, îl ajutau de fapt pe Dumnezeu. Ziua în care Sinedrul a decis că Iisus trebuia să moară a fost o zi tristă în Ierusalim, dar fariseii și saducheii nu o vedeau așa. Satana a reușit să-i facă să creadă că luaseră o decizie lăudabilă, patriotică, ce avea să salveze națiunea lor de la distrugerea provocată de romani. În schimb, această decizie avea să aducă asupra națiunii lor chiar distrugerea pe care au crezut că o împiedică. Prin respingerea lui Iisus și a dragostei sale, ei respingeau protecția lui. În mai puțin de 40 de ani, romanii aveau să înconjoare Ierusalimul și să-l distrugă. Acest lucru s-a întâmplat în anul 70 după Hristos. Haideți să citim, să vedem ce a spus Iisus despre acest lucru. Luca, capitolul 19, cu versetele 43 și 44.
Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura, cu șanțuri te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Dar cu mult înainte ca această catastrofă să vină, vremea lui Israel ca națiune misionară, aleasă de Dumnezeu, avea să se încheie. Profeția spunea că avea un timp limitat în care să facă anumite schimbări. Ei nu au făcut aceste schimbări, iar decizia Sinedrului împotriva lui Isus îi îndepărta și mai mult de acest obiectiv. Desigur, individual, evreii l-au acceptat și încă îl acceptă pe Isus ca mântuitor ale lor și se alătură bisericii misionare a lui Dumnezeu. Dar timpul lui Israel ca națiune aleasă de Dumnezeu s-a încheiat la finalul celor 70 de săptămâni, adică 490 de ani, din profeția lui Daniel în anul 34 după Hristos. Am studiat această profețiune cu câteva lecții în urmă. Așadar, nu ezitați să vă reîmprospătați memoria citind profeția din Daniel. O, cât de mult a iubit Dumnezeu pe poporul Israel, începând cu Avram, ei au fost misionarii aleși timp de aproape 2000 de ani. Ei l-au dezamăgit de multe ori, dar el a fost răbdător cu ei. Cum să renunțe la ei ca națiune aleasă? Aplicație. Ți-a frânt cineva inima vreodată și te-a făcut să te simți foarte, foarte trist și dezamăgit? Așa s-a simțit și Dumnezeu în relația cu poporul său ales, Israel. Dar el încă iubea și era gata să le ofere timp pentru a vedea marea sa iubire și pentru a înțelege marele dar pe care li l-a dat prin Iisus cel iubitor. Sincronizare perfectă! Iisus a înțeles că vestea învierii lui Lazar ajunsese până la liderii religioși din Ierusalim. El știa că liderii religioși erau supărați. Această minune dovedise că era fiul lui Dumnezeu, iar ei nu erau dispuși să accepte că el era egal cu Dumnezeu. De asemenea, știa că Sinedriul hotărâse că el trebuia să moară. Luase trup de om ca să-și poată da viața pentru noi toți, inclusiv pentru membrii Sinedriului, care voiau să-l omoare. Sosise timpul ca și acest lucru să se întâmple. Profeția lui Daniel despre cele 70 de săptămâni, adică 490 de ani, spunea că Isus avea să moară la mijlocul ultimei săptămâni. Nu uita, o zi din profeția biblică reprezintă un an, 7 zile reprezintă 7 ani. Așadar, jumătatea celor 7 ani era la 3 ani și jumătate de la botezul lui Isus, toamna anului 27 după Hristos, și 3 ani și jumătate înainte de toamna anului 34 după Hristos. Deci, când urma să fie jumătatea perioadei de 7 ani? În primăvara anului 31 după Hristos, era deja aproape de sfârșitul iernii. Primăvara avea să sosească în curând. Paștele era întotdeauna primăvara, iar miei sacrificați în acea ocazie erau un simbol pentru Isus. El era adevăratul miel de Paște. Urma să moară pentru noi în timpul acestei sărbători, iar asta avea să se întâmple în doar câteva săptămâni. Isus a decis ca, între timp, el și ucenicii săi să părăsească zona respectivă. În casa lui Lazar, în Betania, erau la mai puțin de 3 km de Ierusalim și de liderii religioși care voiau să-l omoare. Aplicație. Alege să plece. Le arăta ucenicilor săi prin aceasta ceea ce le spusese să facă atunci când avea să fie persecuții. Acest sfat este și pentru noi. Haideți să citim în Matei, capitolul 10, cu versetul 23. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Într-adevăr, vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului. Respins de ai săi.
Consiliul Național, Sinedrul, hotărâse că Iisus trebuia să fie omorât cu prima ocazie favorabilă. De fapt, legea romană nu le permitea evreilor să trimită pe nimeni la moarte. Dar uneori asta nu îi oprea atunci când furia îi controla. Ei erau acum în totalitate de partea lui Satana și prin urmare sub controlul lui. De cel puțin două ori luaseră pietre ca să-l omoare. Pe cine plănuiau ei de fapt să-l ucidă? Pe Iisus, Dumnezeul Creator care îl iubea atât de mult. El a venit din cerul perfect pentru a fi exemplul nostru perfect și pentru a ne oferi o altă șansă de a aparține lui Dumnezeu. Pe Iisus, care cu iubire a oferit mai mult de 3 ani din viața lui pentru lucrarea dezinteresată de a învăța adevărul și de a-i vindeca pe orbi, surzi, posedați și pe cei bolnavi. Pe Iisus, care și-a refuzat odihna, hrana, confortul, un loc unde să doarmă și care avea să-și dea chiar viața pentru a-i salva pe cei pe care îi iubea. Pe Iisus, căruia îi păsa de copilași, de cerșetori săraci și murdari, de vameși bogați și de lideri religioși mândri. Plănuiau să-l omoare pe Fiul lui Dumnezeu, însă doar liderii religioși evrei sunt vinovați? Iisus a fost întotdeauna Dumnezeu, dar când a venit pe pământ, a devenit de asemenea asemănător omului. El a fost atât Dumnezeu cât și om, tot timpul cât a fost pe pământ, iar El va fi atât Dumnezeu cât și om pentru veșnicie. El a luat locul lui Adam, acela de a-l reprezenta rasa umană. Cât a fost pe pământ, el a fost evreu, mama lui era evreică, iar el a crescut într-o familie evreiască. Cea mai mare parte a lucrării sale a fost pentru evrei, națiunea misionară aleasă. Ei erau poporul său, dar a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Acum ura lor îl alunga. Cât de tragic! Aplicație! Tragedica aceasta încă se întâmplă în fiecare zi, pentru că oamenii refuză să-L primească pe Iisus în viața lor. Tu L-ai primit? Dacă nu, primește-L chiar acum. Dacă da, îi poți conduce pe cei din jurul tău să-L primească pe Iisus, împrumutând comportamentul și firea sa iubitoare. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!